El s-a tratat prin anumit de stabilitate, ce mă surprinde pe mine, fiindcă mi-am aminte doar ce putere problemă a fost cu biroul de asigurare și așa mai departe. Întrebarea față de o companie, Asitos am menționat, care înțeleg că e un fel de bancă de economie, dar pe piața de asigurări. Iată, dacă mă uit la anumite informații, se sezeze din partea cetățenilor, Asitos nu prea achită primele de slăgubire sau faceți întârzii semnificative. Pe site-ul companiei nu mai sunt actualizate rapoartele anuale din 2012. La începutul 2015 s-a mai înstrăinat și un activ foarte important, dar apropo înțeleg că a fost și un dosar deschis pe botul din CNPT. Sunt curios care sunt dezvoltările acestui dosar. Întrebarea mea, care a fost și care sunt acțiunile CNPT-ului? Sunt protejerii clienților și pe această companie sunt devină insolvabilă. Cât privește stabilitatea pe piață, eu am zis încă o dată, repet, că am vorbit despre stabilitate pornind de la departe din 2015. Am vorbit despre indicatorii macro, deci am zis piața în ansamblu în 2014 a cunoscut o creștere, fie o creștere minoră de 0,5%, dar oricum o creștere. Deci bine, de ce se întâmplă în 2015, unde deja în prima jumătate am constatat o descreștere de 0,5% a pieței. La asta m-am referit. Totodată m-am referit la faptul că și în 2014 și în 2015 se despre de alt sector al pieței financiare, pentru piața de asigurări, nu s-a constatat o blocare de activitate a vreunui participant important, inclusiv Asitop. Mă refer acum la situația pe la Asitop. Care e situația la Asitop? Dacă privim pur contabil situația de la Asitop, cifrele care sunt prezentate în rapoarte și care sunt verificate de către comisie, sunt foarte acceptabile. Ei corespund tuturor normelor prudențiale care sunt înaintate de actele normative ale comisiei de legislație în vigoare. Deci, ca rezultat